arată rutina ta de îngrijire a pielii? Am marele noroc să am un ten destul de ok, n-am avut niciodată probleme, dar recent am descoperit că am un ten reactiv, că trebuie să evit, de exemplu, gomajurile, scrub-urile, expunerile la soare. Acum, anul ăsta, recunosc că am devenit mult mai serioasă în ceea ce privește loțiunea de soare, crema de soare. Protecția solară. Protecția solară. Și am devenit mult mai conștiincioasă în sensul ăsta, pentru că am și văzut diferența pe tenul meu după ce am aplicat chiar în fiecare zi. Dar altfel folosesc cremă de ochi și cremă de față și cam atât. Am descoperit protinolul recent și am făcut un tratament chiar de 7 zile cu produse cu protinol și a fost o diferență imensă pe tenul meu. Din momentul în care am folosit produsele alea, am început să ies din casă nemachiată mult mai încrezătoare, pentru că tenul arăta luminos, curat, frumos, sănătos, hidratat, tot. Și așa că sunt prietenă foarte bună cu protinolul acum. În rest, nu mă uit atât de mult la ingrediente, ci la textura cremei. Nu-mi plac cremele grase pentru că am tendință de îngrășare a tenului și atunci știu că dacă vin la filmare, machiajul nu va sta la fel de bine și am grijă la lucrurile astea, să fie produsele foarte light.